Mi-am pus toată nădejdea în Sfântul Maslu, pentru că Sfântul Apostol Iacov, el nu minte. El spune, de este cineva în suferință să se roage, de este cineva bolnav să cheme preoții bisericii să se roage pentru el, să lungă cu un de lemnul bucurie și se va vindeca. Au fost 53 de preoți. Un moment foarte frumos și de o încărcătură spirituală extraordinară. Mi-aduc aminte că eram așezat cu căruciorul în mijlocul lor, în mijlocul bisericii, și toți preoții în jurul meu încercau să-mi citească rugăciuni. Își dădeau cartea de la unul la celălalt. Nu puteau să citească, le era greu. Dar taina Sfântului Maslu s-a petrecut. Acum, știți, noi suntem oameni care vrem un efect rapid al unei rugăciuni. Eu știam că taina Sfântului Maslu va avea un efect și cândva se va întâmpla, ceea ce este de fapt firesc. Dar la mine s-a întâmplat ca un efect rapid, imediat. După taina Sfântului Maslu, am mers să facem o agapă, ca așa e rânduiala la noi, și acolo, în casa parohială a părintelui Gheorghe Liță, la sat minier, care era și gazda, ne-am așezat la masă, eu eram în cărucior, în spatele meu era soția, în partea dreaptă era părintele Marian Ștefan, în capătul celălalt părintele militaru Mihai, prieten bun de-al nostru, care a decedat la o vârstă fragedă, brusc. Și când am zis cu toții Tatăl nostru, el fiind un om care conducea, era protosul nostru, unul dintre preoți a zis ca părintele militaru să binecuvinteze masa. Și l-a zis, nu, pe masa să o binecuvinteze părintele Ionuț. Și în secunda aceea m-a ridicat în picioare. Da, și am binecuvântat masa. Un moment atât de emoționant, eu nici nu realizam ce am făcut. Dar nu mișca nimeni, au început să aplaude, să mă îmbrățișeze, să mă sărute toți. Plângeau, nici n-a mai mâncat nimeni. Nu. Adică a fost un moment atât de impresionant, încât chiar și noi, preoți fiind, nu ne venea să credem de efectul rapid al tainei Sfântului Maslu.